Bună seara! Hei, salutare! Uite, am ajuns în Moscova și așa de frumos și avem multe de arătat. Am zis că n-am mai filmat drumul de la Gogul până aici, am făcut 4 ore jumate. Avem o problemă la parcare, fiindcă nu se poate plăti cu număr românești. Și acolo scrie, cum am tradus, că te amendează cu 50 de euro și duce mașina. Sper că nu rămână fără mașina, pur și simplu n-am avut ce face, se poate să plătește. Așa că țineți pumnii. Problema mare că nu funcționează GPS-ul, deci. Și nu merge GPS-ul. Deci aici, în jur, aici Piața Roșie, acolo să mergem, aici în jur nu merge, pur și simplu nu merge GPS-ul. Niciunul, nici Yandex sau Alo, nimic. No. Hai să începem să explorăm Norvii. Am urcat pe pod. Haideți să vă arăt ce fain e. Norvii? Hei. Place? Da, foarte frumos. Hai, Norbi, încet ajungem pe Piața Roșie. Uite, Norbi, vezi? Bine am venit. Nici pe jos nu funcționează GPS-ul, deci chiar dacă mergi pe jos poți să bagi orice, că nu, și zic, nu știe unde ești. Nici share location nu poți să trimiți pe WhatsApp. Vreau să trimitem un share location unde este mașina și n-am putut, nu? Ha? Este câțiva mii de persoane. Foarte mulți, uite. Și hai să spunem că aici nu este mâine. Noi acum în 23 suntem, când voi, când vă uitați, chiar va fi Crăciun. Deci nu este, azi nu este Crăciun. Să rămână. Și uite, am ajuns pe Piața Roșie. Târgul de Crăciun, oameni mulți. Cine nu știe, suntem la Moscova. Uite. Acolo e Norbi, da. Acolo e Lenin, mozoleumul respectiv. Uh-huh. Hai să mergem până acolo, că... Stai așa, uite. Hai să mergem pe aici și ne întoarcem, bine? Bine. Ha? Bine. Și uite, și aici, foarte mult... Acum deja au foarte mulți vorbesc engleza. Uh-huh, da. Sunt turiști mulți. Te rog în spate, acum ce faci, se vede. Uite. Asta, dragilor, Piața Roșie. Eu ce acum spun că nu mi se pare exagerat de mare, cum am văzut pe vremuri când se defila pe aici cu rachete. Dragilor, azi este 23 decembrie, dar voi când vă uitați la vlog, este seara minunată de Crăciun. Și profităm de ocazia, împreună cu Norbi, vă dorim un Crăciun fericit, alături de cei dragi, colindați și în locul nostru, că aici nu se ține Crăciunul azi. Noi sperăm când vă uitați la acest vlog, noi deja vom fi în țara tătarilor în Kazani. Așa că... Și nu uitați, comandați cartea noastră. De Crăciun să ne faceți o surpriză și dacă dați click pe berticiotilo.ro, pe site-ul meu, găsiți cartea mea și până de Rebelion, colegii mei vă vor trimite. Dar referitor la seara de Crăciun, vă dorim numai bucurie și sănătate în casa voastră. Noi anul viitor probabil că o să fim acasă de Crăciun. Nici anul trecut nu am fost. Așa că noi suntem călători, ne simțim oriunde bine și mai ales ne simțim bine de Crăciun când voi vă uitați la vlogurile noastre, apreciați munca noastră și uitați mai departe. Și evident, aventura de abia începe și scrieți în comentarii absolut tot. Noi de aici de pe Piața Roșie vă dorim tot binele din lume. Merry Christmas! Everyone. Aici e Kremlinul în stânga. E un alt târg de Crăciun. Norbi, îți place? Da, da, foarte fain. Chiar a fost acolo unde ne-am oprit cu Logan în 2000.
18 a făcut poze, ții minte, unde ne-a lăsat poliția că... Da, acum e complicat. Da, ne-am oprit atunci în 2018, polițistul a zis, sau să puteți citi în carte, că vă las 5 minute, faceți poze, acum am mers până acolo, e și blocat. Da. E acolo intrarea în la Kremlin și blocat, o groază de mașini de poliție, deci acum nu se poate face. Bine, dar când am fost noi cu aici, a fost noiembrie. Da, da, când am fost cu Kingo, tot ne-am oprit de acolo și a fost de sărbători, deci acum e mai complicat. Da. Deci poză cu Dusterul, acolo n-o să vedeți cu Dusterul, Happy Neo, Lucky Neo. Hai să mergem. E întuneric aici, numai acolo la târg. E așa, nu e întuneric, așa ambiental, da. Nu? Vreți să te dai cu patine în orbi? Tu poți să dai, eu nu prea. Nu poți, dar știi să te dai, zice. Nu înțeleg nimic ce zice, dar zice frumos. Să rămână, a? Super. Hm? Hai să încercăm pe aici să intrăm cumva. Păi ce să facem? Hai să încercăm. Aici, cum ai zis tu, lateral, poate nu sunt așa mult, știi? Mm-hmm. Pau. Uite. Uite ce frumos, tata. Hai să mergem aici prin loc, aici se vinde hotdog. Hai să vedem. Vin piața, nu știu ce, 250 de ruble o fost, deci ca și aproape la noi. 250 de ruble, cât e ăla? 12 lei, 13 lei. Da, da, da. Nu? Este drumul. Am ieșit din aglomerație, foarte mulți acolo. Dintre că ți-a dus moșul ceva sub brad. Da, hai să mergem. Chiar e atmosferă de Crăciun, chiar dacă la ei azi nu este Crăciun. Unde ești, junior? Aici. Hai, te aici. Și încet, încet ne retragem. Norvii, sper că mai avem mașina. Sperăm. Ha? Sperăm. Am gândit asta un prof. Fuh, chiar am gândit ce facem dacă mașina ridicat, nu știm rusă. Ha? Norvii. Va fi cumva. Tot timpul a fost cumva. Tot timpul va fi cumva, da. Chiar nici nu știm unde se ridic, unde se duce, dar... Ha, țineți pumnii. Cât e ceasul? 8:35. Aici. Cumpărăm două hot dog. Ține număr, fără număr. Ține. Stai, mă, că... 1, 2, 3, 5, ține. Ketchup. 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 La urmări, la înlocuitorul la McDonald's, nu era niciun diferență la gust. Am mâncat un Big Tasty, dar a fost puțin mai picant.
Da, atât a fost diferența față de, deci McDonald's-ul din Rusia față de McDonald's-ul din la noi, că a fost mai picant un pic Big Tasty. A fost rest... meniu de Big Tasty, 26 de lei. Cum ar veni. Da. Nu, mâncăm hot dog-ul și vă mai arătăm câteva cea, câte ceva și noi. Ora 9, am zis că astăzi vom dormi în mașină. Că mergem spre... Hotelul Duster. Mergem spre Nijni Novgorod și Kazan, țara tătarilor. Da. Și ne luăm rămas bun de la Kreml, de la toată Piața Roșie și pornim spre automobil. Sperăm că tot cu nu este frig, nu? De câte grade sunt oare? Cred că o zero, așa, nu? Știu, stai să verific. Nu cred că este mai mult de 0 grade. Ce frumos orașul. Minus 1. Minus 1? Și Rafa zice zăpadă. Deci vine zăpada. Lasă că se vine, că abia așteptăm. Trebuie. Că a zis la Norvică. Eu nu știu unde a pus. Aici a fost o mână. Hârtiera unde a pus. Ai mâncat și hârtia. Am mâncat și hârtia. Nu cred, stai așa. Câte buzunare am, nu mai știu unde am pus. Hai cea, arunc. Ghevocica, hai. Vezi că suntem fericite. Și de aici începe Piața Roșie. Cum vedeți, aici defilau tot ce tehnică de luptă. Deci aici intrau. Frumos. Dar așa cum deja sunt a treia oară aici, e frumos, e fain, dar nu mai am simțit wow-ul ăla prima dată. Bineînțeles. Știi? Nu m-am simțit wow-ul ăla. Parcul ăsta, cum e Norbic? Cum ai zis tu? Home ca și în Home Alone, nu? Da. Dacă e tot textarea de Crăciun. Hai, Norbic, tu vezi mașină? Noi căutăm mașina, nu băiat. Noi nu căutăm pe Kevin. Noi căutăm mașina. Acolo, dincolo, în parc am oprit. Dincolo de cercul ăla. Am emoții să găsim mașina, uite. Încă nu văd. Dar nu mai e nicio mașină. Noi când am parcat erau mașini multe, ții minte? Dar nu vezi de aici. Cred că au fost stuse toate. Nu. Eu încă nu văd. Ha? Hai să facem dată. Și după aia, dacă... O ridicat mașina, mergem jos, continuăm aventura. Păi deja am văzut un portbagaj ca nostru, stai așa. Parcă. Nu? Uite, canistrele. Eu văd canistrele. Da. Yes! Acum ce a fi să... Acum să ridice cineva. Știi? Fugim după fugim după el, ne oprim, ne punem în genunchi. Dacă nici atunci, atunci îl batem. Stai, sperăm că nu avem bilețel. Păi dacă avem bilete, 50 de euro amenda, așa o scris acolo, și plătim, n-am ce face. Că dacă nu-l avam, se taxează. Uite acolo mașina. Hai să nu mă agrăbim, gata. Ha? Nu. Hai pe aici. Este mașina Norbei. Cine știe, nu are o roată sau... S-au blocat. Da. Bă, stai că la asta nu m-am gândit. Vezi? Și uite, să poate de la parking, uite ăsta, nu? Nu, că au blocat drumul, vezi? N-au putut să vină să ne ridice cu blocat ăsta drumul cu cotanele. Stai că mă duc pe drum să văd dacă că roata din stânga se blochează, știi? Mă, nu văd niciun blocaj. Deci, nu poți să bagi număr străin. Și Gogu a vrut să plătească parcarea, deci este... Ba, mărunți, deci plăteam 3 lei parcarea, deci... Uite, haval chinezesc. Și ăsta. Mașini chinezești. N-avem nici bilețel. N-avem nici bilețel. Nici avem o sticlă. Nici o sticlă de vodcă nu ne-a pus nimeni aici. Nici de vodcă. Dragilor, uitați, mașina întreg. Oricum n-a pus telecomandă de la Ibeșpecă. Deci, a văzut, a zis că se pornim de la Piața Roșie, că au zis să ia de la Ibeșpecă, că merge de la un kilometru. Da. Măcar o testam. Hai să vedem.
Devoțica. Stai așa. 1 2 3 On. No, o să încercăm, bine. O să încercăm de la un hotel foarte departe să vedem cum pornește. Dar cred că de câte ori n-o savate vezi pe chiar. Că era mașină înghețată și azi sigur. Vom dormi în mașină, chiar da. Că o să fie bun. Hai Nobi să luăm rămas bun de la prietenii noștri. Dragilor, ăsta a fost un scurt vlog de Crăciun din Moscova, la Piața Roșie. Noi urcăm mașina aici, este deja ora 9:30, mirea 10. Și trebuie să ieșim din Moscova și după ieșim aia... și vom porni. Și credeți-mă că am intrat foarte ușor în Moscova. Da. Deci sunt vreo... Așor ca și în București sau... Au fost vreo 10 benzi și te-am băgat un pic așa mai... Am făcut câteva românească, dar am putut să intrăm foarte rapid. N-am mai filmat că... Filmăm mult din mașină, așa că... Yes, baby, rock and roll baby. A, și hai să mulțumim celor care ne-au susținut pe Revolut și ne susțin în continuare. Mulțumim frumos. Dacă doriți, pe bază de simpatie, să ne susțineți pe Revolut, aici vă lăsăm contul. Ne ajutați cu un litru de benzină, 2. Acum nu mai este Gogu. Mergem pe cheltuiala noastră. Urmează aventura low cost. Mai ales asta să fie cel mai ieftin, că dormim în mașină. Uite, a pornit pe pilot, am zis că merge. Deci dacă ne doriți să ne susțineți, noi vă mulțumim din suflet. Și vă mulțumim că foarte mulți v-ați alăturat canalului ca și membru. Aici, când se termină vlogul, acolo vedeți cum vă puteți alătura. Chiar mulțumesc foarte mult și mulțumesc șoferul ăsta de camion care face gălăgie, dar o iertăm. Încă o dată, sărbători minunate alături de cei dragi. La vedere! Să rămână!